Bună, Scorpion, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 20-26 mai. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Scorpion în această săptămână. Bun, în primul rând, dragi Scorpioni, este o săptămână în care se întâmplă multe lucruri. Scorpionul ia niște decizii foarte importante săptămâna aceasta privind relația cu un copil, privind o colaborare importantă sau este vorba despre relația cu partenerul. Acum decizia asta vine și cu un sacrificiu la pachet. Da? Poate să fie vorba despre o închidere pentru unii dintre voi. Da? Poate în sfârșit finalizați un proiect important, în sfârșit finalizați o perioadă poate mai dificilă în relația cu un copil sau în relația cu partenerul da? și atunci se deschide o perioadă mai bună, poate să fie și asta. Însă e cu două tăișuri. Da? Depinde de fiecare, repet, în situația în care sunteți. Tot săptămâna aceasta, în primul rând, soarele schimbă zodia, pe 20 mai se mută în în Gemeni și uite acolo se deschide o perioadă pentru Scorpion, în care este o dorință mare de a face niște schimbări în viața ta, tocmai pentru a fi respectat, tocmai pentru a te afirma și, bineînțeles, că timp de o lună de zile, cumva până spre final de iunie, Scorpionul, în primul rând, rezolvă mult mai ușor anumite probleme legate de bani, legate de moșteniri, legate de bănci, de economii. Poate o să vrei să cheltui mai mulți bani, însă uite, văd aici că e posibil și un bărbat din viața ta, un bărbat important, poate e șeful, tatăl, partenerul, să treacă printr-o perioadă puțin dificilă. Um. Săptămâna aceasta fie dai startul unor demersuri legate de o casă. Și aici fie este vorba despre o renovare, despre a te muta, despre a vinde o casă, despre a cumpăra o casă. Poate, știu eu, ești prins pe pe zona aceasta. Și bineînțeles că tot pentru tot pentru Scorpion, săptămâna aceasta apar niște vești interesante de la o femeie. Poate este o femeie din trecut, poate pentru un scorpion sunt și niște secrete acolo care ies la suprafață și care pot schimba destul de mult lucrurile. Da? Însă v-aș recomanda o foarte mare atenție săptămâna aceasta pe zona legală, adică fiți foarte atenți ce semnați. Da? Citiți de două ori, nu vă aruncați cu capul înainte, încercați să vedeți și partea financiară dacă e bună. Cât și din punct de vedere legal, adică luați și puneți în balanță lucrurile astea, da, e important acest aspect și mai ales partea practică, da, a contractului respectiv, a situației respective. Pentru scorpion, de asemenea, săptămâna aceasta mai avem și o lună plină în săgetător, care bineînțeles activează axa 28, o axa valorilor o axa banilor, doar că ascendentul e în balanță și aici ți-aș recomanda totuși și o mai mare. Uh, atenție, adică poate mai multă odihnă noastre ca preajma lunii pline care se produce, bineînțeles, pe 23 mai. Pentru Scorpion este un moment în care, nu știu, câștigi niște bani, da, îți faci dreptate, singur sau uh, ai împrumutat niște bani sau ai început ceva acum jumătate de an și acum în sfârșit totul ajunge la apogeu, ca să zic așa. Însă, bineînțeles, că tot pentru Scorpion pot fi și niște decizii ciudate, neprevăzute care apar și care țin în mod special de relația cu clienții, partenerul de viață, oamenii din jur, dușmani care sunt pe față, adică oameni care știi că nu te suportă, nici tu nu care ai cum să suporți pe toată lumea, n-ai cum, și deci înseamnă că nu ești sănătos din punct de vedere psihologic, da? adică nu e ok. Uh, e ok, dar și eu am oameni pe care nu îi agrez, cu siguranță sunt oameni care nu mă suportă nici ei, dar nu contează. Deci oameni care știi sigur că nici tu nu-i suporti, dar nici ea nu te suportă. Ei, de acolo, uite, poate să, poate să apară o surpriză. Adică uneori, nu știu, poate să fie cineva să fie sincer cu tine, să-ți spună niște lucruri și na, tu să-ți dai seama că cam încotro te-ai putea, te putea îndrepta. Bineînțeles că norocul pentru scorpion e pe muncă sau e pe sănătate sau e pe a acționa, pe a rupe, pe a face curățenie, nu știu, Venus se mută și ea în gemeni, tot pe 23, stă acolo până spre final de iunie, mă rog, până spre final de iunie, până în iunie încolo, timp în care, uite, poate să dea startul unei perioade în care scorpionii sunt mai pasionali, sunt mai energici, uh, poate știu eu, se reaprinde o flacără în relația de cuplu sau se stinge de tot. Alții, poate, o să. Uh, nu știu, aveți curajul acum să vă faceți niște schimbări în casă pentru confortul vostru, pentru alți scorpioni, poate să apară o iubire pe neașteptate. Însă, însă este și o perioadă cu desecretizări pentru, pentru scorpion. O să fiți voi dorni să aflați lucruri, e ok tot înainte, doar să vă țineți tare, da, atât că Pluto învărțător dă totul așa pe față. Și marele eveniment, bineînțeles, Jupiter care se mută în zodia gemenilor și stă acolo până la anul, în iunie 2025, Jupiter în gemeni te ajută, în primul rând te ajută pe moșteniri, pe un partaj, pe o bancă, pe o investiție, pe zona economiilor. Bineînțeles că Jupiter aduce și cheltuiel, ca mana, câștigurile astea nu vin din cer, e ca și cum îi investești în ceva și după aia normal că ți se întorc bani. O perioadă bună pentru pentru, săgetă, pentru, pentru Scorpion. Uite, Jupiter acolo te ajută pe o pensie, pe o bursă, pe zona aceasta. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi, ce spun și, ar, și arhanghelii Nu știu, poate aveți ceva pe în săgetător, pe astrogramă, sau aveți o legătură cu însăjătător. Triunful spiritual. Ei, mai bine de atât nu se putea. Numărul 33, foarte important pentru scorpion. 3, 6. Deci, uh, niște informații importante care apar pentru scorpion și care sunt extrem de benefice. Culorile importante albastru. Deci comunicarea e sfântă. Oricum o să vorbim mult cu toții în următoarea perioadă. Auriu, da, verde, iar arhanghelul Racuel este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Vegează asupra celor care sunt în mod necesar. Încercați de Dumnezeu prin intermediul anumitor teste spirituale sunt alături de toți cei care îmi cer ajutorul în momentele de cumpănă. Deci Scorpionul reușește să treacă un test săptămâna aceasta, Scorpionul reușește să depășească un moment dificil și e clar că vei avea parte de un succes. Bun. Însă îți spun clar că începând cu săptămâna asta ești pus pe niște schimbări foarte mari, da, foarte mari. Hai să vedem ce spune tarotul pentru scorpion. Ok. O victorie. Deci se amplifică mesajul. Wow, dar sunteți cam foarte duri, foarte hotărâți aici privind viața privată. Turnul. u uh, bun. 4 de băte. 2 de cupe, un păcan, da? o petrecere o întâlnire pe care o ai cu cineva în cadrul căreia discuții, dar tu spui ce te nemulțumește, persoana respectivă spune la fel și în final luați o decizie. Mai văd aici o nuntă la care scorpionul poate să meargă sau poate să primească o veste interesantă la o zi de sărbătoare, la o zi mare, dar eu simt că este o săptămână cu succes pentru, pentru scorpion. 9 de cupe, deci e clar aici multă mulțumire împlinire în relația de cuplu sau în relația cu oamenii din jurul tău da este uh, și o săptămână în care. E ca și cum relația cu oamenii din jurul tău uh, este la mă rog, este la nivel înalt din punct de vedere energetic. Este vorba despre. fie un moment în care tu împreună cu cineva te simți bine, te relaxezi, unii poate vă luați vacanță, nu știu, 8 de cupe la baza manifestărilor tale. Pe uite, e ca și cum săptămâna aceasta fie dai uitării niște lucruri care te-au deranjat cândva și mergi mai departe în căutarea împlinirii, fie unii scorpioni, nu știu, ziceți, băi, uite, nu merge, nu merge, îmi dau demisia, renunț, las proiectul deoparte, mă despart și așa mai departe. Da? Cavalerul de spade în inima voastră. Păi aici, nu știu, sunteți foarte direcți, foarte tranșanți săptămâna asta, nu că ar fi ceva rău. Însă, cu siguranță, Scorpionul va fi solicitat pe neașteptate într-un eveniment personal cu turnul. Discutăm imediat. Poate e ceva legat de zona sănătății, văd eu aici, da. E ceva legat de un bărbat. Șase de bâte în mintea ta, deci victorie pentru tine, ai parte de o bucurie, ceva se rezolvă, oficial. Știi și tu cum stau lucrurile. Iar aici avem regele de cupe, o legătură poate și cu o altă zodie de apă, Rac, Pești sau un alt Scorpion. Aici văd o persoană care este foarte ușor de influențat, poate să fie și o persoană sensibilă, blândă, dar um, și o persoană care cumva este matură din punct de vedere emoțional. Pentru unii poate e vorba de o rudă sau de o persoană apropiată. Turnul aici vine cu o rupere, cu o transformare, deci un eveniment total neprevăzut care are loc în familie, în casă. Poate este un adevăr pe care cineva îl spune, poate unii scorpioni aflați despre o veste importantă care ține de un prieten sau de o persoană apropiată de voi. Apoi avem temperanța, o legătură cu zodia săgetător, dar văd aici un păcare, vindecare, nu știu, cineva se gândește să se împace, cineva vrea să meargă să-și rezolve o problemă. Pentru unii scorpioni poate să însemne și un moment în care reușiți să negociați ceva sau reușiți să ajungeți la o înțelegere cu o persoană de la muncă, într-un proiect, cu un prieten, cu persoana iubită. Este cineva aici care oricum vrea liniște, vrea pace. Dragi scorpioni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă și nu uitați că dacă doriți o analiză cu mai multe detalii, vă aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa iar în final vedem surpriza pentru Scorpion în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag o săptămână cât mai frumoasă îți doresc și să ne revedem cu bine și data viitoare.